Ministerul Educației a decis extinderea perioadei de depunere a dosarelor de bursă până pe data de 14 februarie și a emis clarificări privind acordarea acestora. Vor exista trei tipuri de burse, iar elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de asemenea de bursă socială. În același timp, acordarea sprijinului financiar nu este condiționată de limite de venit. S-au adus lămuririle de rigoare cu privire la bursele pentru elevii care sunt din rural, din localități unde nu există liceu, forma respectivă de școlarizare și care nu mai trebuie să actualizeze semestrial documentele respective și fără a aduce documente doveditoare, adică fără limită de venit. Performanța e cea cu 5 milioane și sunt rezultate la olimpiade faze naționale, internaționale, merit rezultate la olimpiade și 9,50, sociale peste 9,50, peste 7,50, pardon, și cu condiționalitățile respective. Deci, quantumul s-a mărit față de anul trecut și s-a mărit totodată și intervalul de depunere a documentelor pentru cele care sunt în curs de actualizare. Beneficiază de bursă socială și elevii orfani, cei aflați în întreținerea unui singur părinte sau abandonați de părinți. Pentru toți aceștia, acordarea bursei nu este condiționată de limite de venit. Până la acest moment, la nivelul unităților de învățământ din județ, a fost acordată o singură bursă pentru performanță. La performanță pentru anul școlar în care ne găsim, dacă nu mă înșel, a fost una singură, dar urmează să se desfășoare acum olimpiadele școlare, fazele pentru fiecare disciplină, inclusiv faza națională, și atunci pentru anul școlar 2022-2023 vom avea și aici. Restul, fiecare unitate de învățământ și-a centralizat mediile peste 9,50, peste 7,50 pentru capitolul social. Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor școlilor și liceelor de stat din România și pentru a se asigura plata cuantumului minim garantat, prin hotărârea de guvern 1094/2021, Ministerul Educației va propune la proxima rectificare bugetară să-și asume responsabilitatea de plata a tuturor burselor destinate elevilor de la bugetul de stat prin bugetul propriu al Ministerului.